Salve și bine ați venit la mult așteptatul set de replay-uri pe Mega Man 8 cu Mega Man 9, adică eu. Era și timpul, nu? Primul replay e din partea lui Leul 56, anul Benero. Într-o bătălie de tier 7, KV85 cu tier 6, fostul KV1S, acum a schimbat să fie mult mai de căcat. Adică mai de căcat, nu era de KV1S, nu era de căcat deloc. Depresie, canci, reload puțin pe tunul de 122 mm, așa că majoritatea lumii folosește tunul de 100 mm. Unde e harta? Apasă butonul. Sistem e highway, bătălie standard. Un IS putea să fie periculos. Rămâne de văzut dacă chiar așa o să fie. Leul a făcut un pic, s-a grăbit un pic. Nu e bine să fii pe primul care ajunge în situație când ești tir mai mic, dar în același timp nu s-a expus. A ajuns aici într-o poziție bună și nu s-a duce mai în față. Dar pare că se vede ISU acolo, ar fi ceva șansă. Trage un foc speculativ, nu vrea să stea expus, dar Cromwell. Hellcat-ul. Mai important e Cromwell, dar în același timp poate trebuia să termine Cromwell. Aș fi stat acolo, dar nu știu, poate are dreptate, e posibil ca ISU-ul ăla să-l vadă când trage. Și bineînțeles, ține amici au artile de tier 6. Tier 7 chiar, capabil să-l moare. Un arele... Crezut că locomotiva aia are leu, dar nici nu mai știu să mă uit pe hartă, se pare. Încoțintă, în lateral, un T-85 pierduse minele. Trebuia să tragă, dar nu au putut să vadă. Conturul în tankului, că eu tank cuvântul. Și un bounce, da. Același tun pe T-345 a făcut facehugging. KV-5 are ceva armură în față. T-34 ăsta știu de unde se tragă, dar trebuia să le tragă de mult, altfel n-aș fi... Era posibil să o omoare dacă continua să le tragă, continua să dea marșalier și să nu facă bounce-ul ăla din care l-a costat. Ăsta 7 hit points rămase. Ia, se vede că avea unul este numai aici a fost odată. Dar, jumătate de echipa inamică e moartă. Rămas un KV-1. Leul a jucat agresiv, a avut pur și simplu ghinion acolo. N-ai cum să faci bounce pe T-345 decât dacă jocul zice că faci bounce, că na, trebuie să te fută. Dar deocamdată e bine, se joacă agresiv, echipa lui joacă agresiv și Leul continuă să facă damage. Dar e deja riscant în situația asta. Uf, podul ăla. Trebuia să realizeze aici că e prea problematic să meargă mai în față ca să poată să tragă pe sub pod. Așa am impresia că o să numească podul dacă încearcă să tragă. Oh, nu! Noroc! Fost la noroc, dar a mers. Cum a avut ghinion să facă bounce pe T-345, a avut noroc să nu facă bounce pe să nu nimerească podul pe care unul ăla. Din păcate, se pare că cei două din cei de tankurile inamice sunt decât în baza lor. Probabil la fel sunt și ceilalți doi. Dar măcar rămâne artileria. Ia Pantherul la atac. KV-85 după el. Inamici n-au avut mari șanse. Au murit prost. Și artileria încearcă să fugă. Momentul pe care l-așteaptă toți. Tic mai mult în față trebuia să tragă. Vedem dacă s-a învățat acum. Răspunsul este n-a avut de ales. Dacă nu trăgea acolo, nu-l nimerea că se ducea jos. Dar, măcar vede un KV-1. Pare că l-a și nimerit, ceea ce e bine. Dar, trei inamici în bază. Destui aliați acolo, poate să facă reset la steag. Destui aliați pe steagul inamic. Meciul încă poate să meargă în ambele direcții, dar am văzut că doar T-34 asta pe steag și bineînțeles se duc doar 4 către bază.
5 cu Churchill-ul ăla, 6 cu artileria, deci de aia. În orice moment trebuia să facă un reset. Și rămas un KV-1 care încearcă să fugă. Rapid KV-ul ăla, dar ajuns acolo. S-a luat track. Se cam grăbește cu trasul pe T-30 pe turnul ăsta. Dar în același timp, probabil, jucam mai mult cu KV-85. Și ca și mine, n-are răbdare să... să bagă principiul că e cu ținta mică, că e cu ținta mare, tot noroc e. Meci ok. Nu chiar ok, meci bun. S-a grăbit acolo contra T-34-85 și dacă T-34-85 ăla nu rata shot-ul ăla, era posibil să moară. Dar agresivitatea l-a ajutat și a mers. I-a fost de folos. Așa se joacă. Da, uneori nu o să-ți meargă să fie așa agresiv, dar când merge, merge. Următorul replay vine din partea lui Warpig 999. Salut, porcule! Am să luat glumă, nu te spăra, dar... În sfârșită Y, monstrul premium de la tier 6. De ce zic monstrul premium? 440 damage la tier 6. Nici SU-122 nu făcea atât de mult damage. SU-122 avea 320, nu? Și 175 damage față de 196 penetrare în damage. Dacă țin eu bine minte și țin bine minte. Deci da, stânga deja se vede o țintă. No, Jackson nu realizează că e un munte în față. Redshire, encounter, deci inamicii o să încerce să vină aici. Și bineînțeles, 100 o să încerce să stea sus. Un Crusader, sau mai bine zis, un Cromwell. Ah, tunurile mari sunt active atât timp când nu simt precizie cum e trollul după KV-1S. Deci, da, Cromwell-ul ăla juca foarte agresiv, prea agresiv și a luat 440 damage în față. Warpig apoi s-a dat înapoi, știind că inamicii poate să-l vadă. Nu înțeleg de ce Warpig are high explosiv, da, 580 damage, dar nu o să faci damage-ul. Ăsta, un shot după Panzer 4 ratat. Se vede. T-34, normal, tier 5, 450 hit points. <You're> 446 damage, apoi 4 damage aproape făcut cu foc. Se vede că e tot vehiculul ăsta cum poate să omoară tier 5 aproape dintr-un shot. Că avea unul este nu expus. 410. 410 hit points pe Crusader. Crusaderul se dezintegrează sub focul ăsta. Dar da, așa se joacă cu TD-ul. Stai în spate, stai în tufișuri, te folosești de tunul masiv să omori pe tot ce trece în rază. Din păcate, echipa lui începe cam pierde. Da, Cromwell-ul ăla a fost o victorie bună. Deja au pierdut și ei un Cromwell și toți scouții, multe tier 5. Churchill, 388 de hit points. Dacă nu-l futea RNG-ul, 140 de hit points. Și n-a știut că e casa acolo. Casa e până aici, da? În schimb, în stânga avem un VK3001, în dreapta un Panzer 4H, VK36 în partea altă. Și Warpig rămâne nespotuit, dar... Churchill-ul l-a văzut. Sixth Sense a mers acum, VK3000 i-a dat un lateral. E timp să mergem în cur la un Churchill. Are 5 proiectili la armor piercing, dar... Surpriză! De ce nu pot să mă dau în spate? De ce nu pot să mă dau în spate? Sigur n-am hard să știu că e ceva în curul meu. No, da. Păcat de damage-ul de 440 să mă omor și fac 100 de hit points, dar trebuie omorât. Cineva trebuie să-l omoare și de ce nu? Am riscat cu două artilerii în joc, dar se pare că a mers. Al Churchill în dreapta. La 86 de hit points. Și Churchill zice, dintr-o dată l-am văzut pe ăla că a venit în curul meu. Serios.
schimb în stânga, începe ceva să tragă în el. Știm ce poate să fie acolo, având în vedere că face bounce pe curul și lateralul unui sus de Y, unul din cei doi tier 4, Planet 38, Nau sau Covenanter. Dar a reușit să-i facă destul de mult damage, că l-a sputit cel și celălalt. Echipa continuă să piardă, Firefly e mort, M4, artilele am două a murit, fiind omorât de Leopard sau Vega 3001H. Și din dreapta se vede pe Anza 34 Nau, care nu realizează că un sus de Y se uită la el. 340 damage făcut. Da, de asta ziceam, eu n-aș căra atâta muniție high explosiv, nu o să faci atât de mult damage, aproape 200 de penetrare e destul să te iei în gură cu tier 8, care atât e maxim cât o să prinzi, da? Gândește-i că IS-ul, gândiți-vă, mai de deja mai mare parte lui Warpig, IS-ul are 175 penetrare și trebuie să descurce cu tier 9. Cu 196 penetrare descurci. Personal aș fi tras la nimereala acolo când am mers pe... am trecut panta, dar are dreptate. De ce să ne riscăm când putem să mergem la sigur? Și toată echipa lui s-a dezintegrat. Rămas un KV-1, care e mult prea în stânga, și un SU-100Y contra un Covenanter și două artilerii. Deci, da, s-au dezintegrat, dar Warpig a făcut multă treabă. Și KV-ul ăla e viu, relativ. Întrebare, unde-i Covenanterul? În același timp, poate Warpig are atât de multă experiență încât consideră, da, atâtea proiectile armor piercing am eu nevoie, doar atât, ca să rămân cu unul când mai sunt două artilerii și un Covenantul. Restul, hai explozia, am înțeles, are și niște muniție premium, dar muniția premium în cazul ăsta e mai puține penetrare, mai mult damage. Deci nu știu, sau asta e muniția premium și nu știu eu, dar PB46, PB46A, mă gândesc că PB46A ar fi muniția premium. Nu am sos de Y-ul, nu mă pasionează atât de mult, adică văd cum ar putea să fie distractiv, dar în același timp văd și cum ar putea să fie enervant, trolley, trolley. Adică nu la fel de trolley ca un KV-1S sau un, bine, KV-85 cu tonul 222, M37 le văzut, KV-ul ăla s-a grăbit prea mult, din păcate. Nu trebuia să facă asta. Trebuia să aștepte ca... mi-a somn, iar. Ca avea 80... Ca SU-100Y să vină să-l ajute. Așa, el s-a expus la artileria aia și nu... Și între timp nu poate să ajute. Dar Warpig a ajuns în sfârșit pe poziție. Prea târziu. Ca avea unul s-a rezolvat. Mai rău. M37 l-a văzut. Dar, aproape sigur, AMX-ul ăla e ocupat cu KV-1. De ce s-ar uita în altă direcție decât la KV-1 pe care îl vede? Când poate să uite la KV-1 pe care îl vede și să-i facă damage. Sau să încerce. I-a dat acum un pic de damage, cred, nu? Da. Și KV-1 se mișcă spre el. Partea asta la The Warpig. Merge și el la înaintare. Dar vede 30 km sus, e greu că e mare și nu e rapid. Și nu se întoarce destul de la fel drept decât aș vrea, dar în același timp, la ce tună are? Bineînțeles, e premium. Un sigur premium, vehicul premium a luat, n-aș da banii pe un SU-100Y, n-aș da banii pe alt vehicul premium. În War Thunder, mai ales având în vedere că nu mai joc, deci... Dar, da, dacă... Nu-i rău, nu-i un vehicul rău. Dacă știi să joci cu TD-urile, nu-i un vehicul rău. Dacă nu știi să joci fără turel, atunci da, o să ai probleme și nu o să-ți merite banii. În sfârșit, artileria e văzută, KV-ul s-a grăbit în continuare, dar în același timp îi dă timp lui Warpix să meargă spre el și ne atrage toată atenția spre el. Drept urmare, cum a zis, și-o luat damage ca avea unul ăla, cred că splash, dacă îi dea un am plin murea de prima. Dar, în sfârșit, Warpig a ajuns unde trebuie și artileria e văzută. Așteptăm să facă ținta mică.
Artile se dezintegrează. 7 kill-uri. Să vede cine a cărat echipa asta în spate. El și KV1 ăsta. Da. Gândiți-vă, KV1 ăsta a prins bătălie de tir 6 și are 3 kill-uri și e încă în viață. Deci a făcut treabă omul. Jackson a mai făcut ceva și rest mare lucru nu s-a întâmplat. Toate alele au fost surprinse acolo de Vega 3001 ăla și de Leopard și au murit ca proștii. KV1 zice că dă sugestia că ar trebui să ducă la reparații și că Covenantul e prea rapid, dar Covenantul, în înțelepciunea lui de tier 4, nu face nimic. 8 kill-uri! Un match foarte bun pentru Sunstay, Irek și Warpig. Un match bun pentru echipa lui. Cei care au făcut ceva în un match în care și-a cărat echipa. Sunstay, Irek! Merge, nu-i rău. Are potențial dacă știi ce să faci cu el. Următorul play vine din partea lui Grizzly Bear. W7. W7. W07, de fapt. În fine. În Jackson, un vehicul pe care nu prea-l vedeți atât de des. Toată lumea prefera Hellcat-ul înainte să-l nărfuiască Hellcat-ul. Dar, au același tun. Are un pic de armură. Are turelă, deci se poate face treaba cu el. Suntem pe Mountain Pass, Grizzly se duce primul, nu vrea să fie văzut aici și apoi face greșeala pe care mulți din noi o facem și se urcă pe dealul ăla ca să pierde în viteză și săriște o lovitură laterală de la vehicul de tir 7, cum ar fi 101M, E25. Dar, o scăpat. Stewart a venit un pic târziu și Jackson nu mai poate fi atacat din spate decât de FV304. Care nu cred că poate să dea până aici. Un Leopard în partea alaltă, un AMX-M4 care merge la atac. Timpul să vedem ce au inamicii după colț, pentru că întotdeauna au ceva inamicii după colț. Vreau să duce într-o poziție în care să poată să tragă în ei. Mă gândesc eu că FV-ul e pe undeva pe aici ca să tragă jos, sau pe undeva pe aici ca să tragă în mijloc. Dar prima țintă, un FV-5, nu se vede. Partea alaltă, un Comet, tier 7. S-a mișcat fix când ieșea Cometul. Hai Comet, hai că nu știi că e aici, Grizzly. Ar fi dus mai în față personal în situația asta, dar... Da, Cometul ăla face manevre și ezită 253 de damage. Făcând un lateral și geniul nu realizează unde se trage în el. Drept urmare își ia un track, își mai ia o lovitură laterală și moare! Tier 7 terminat. Bun, încă 3 de tier 7 terminat. Am pierdut și Jackson și un Nashor în amicii. Din păcate, unise 2 s-a dezintegrat. KV5 o să moară în curând. Și tauri în pluton. Ar putea să facă treabă împreună și tourile astea... Între ele au rată de foc destul de mare încât poate să împingă, dar schimb de foc între Shito și Grizzly. N-am zis niciodată că e bun, e Shito, e Shito până la urmă, dar împreună, dacă nu trage nimic în ele, Shito-urile au destul rată de foc încât poate să termine ceva repede, relativ. Dar pare că nu se expun prea repede și da, nu s-au coordonat. Amicul lor s-a dus în față, singur. Grizzly trage la nimereală. Se pare că și tău inamic continuă. Să vedea sus 100-le. Bounce! Cum am zis, Jackson nu are un pic de armură. Cel puțin destul să facă pentru un Shito. Dar e un sus 100M acolo. Dacă n-ai grijă, sus 100M poate să termine. Vorbind de vehicule care au rate de foc mare. I-a dat o impresie, o lovitură în Gun Mantle, unde are armură, sustă. Schimbă Grizzly, dă una în rampa. Sosătorul își face bounce. Deci, un schimb beneficient de bounce-uri. Dar echipa e nimic a pierdut match-ul ăsta. E garantat 4 molds contra... contra 10 de la inamici. Da. Ăștia 3 aici, între... Black Prince-ul ăla, 100 și Chito, o ținut linia bine.
pentru că au rate de foc destul de mare și hit points-uri și un caz din ala armură. Dar, da, tu cercare la cu pole, nu, no, dai în șenilă, în șenilă în stânga, acolo se dă, nu, la cu pole. Am văzut că s-a pus ăla bine, hai să vedem. S-a pus ăla bine, aș vrea să mi ținta să vă arăt, dar nu. E posibil, să vede fișul ăsta. Să-și fie ascuns șenila, poate de asta dă grizzly, dar nu, e clar șenila e expus acolo, deci în șenila îi dai, nu cer să-i dai în turelă la un Black Prince. Black Prince are armură în turelă. Nu e foarte mare, dar e destul să tot de... E la limita în care te trolează, da? Nu e foarte mare, dar e destul de mare încât să faci bounce des pe ea. Și după aia să te enervezi. Riscant. Black Prince are destul de mers să-l termine. Situația aia nu prea aveam de stragă. Black Prince-ul ăsta știe să se întoarcă, dar AMX-ul a ieșit pe el. Black Prince-ul nu are decât să uite la el, că urmare Grizzly poate să tragă în el. Nu știu ce-ți dat în spate, era clar că Black Prince se uită după AMX-ul în 4 ăla. Aș fi dat un ping mai în față să-i dau track, să nu poată să țină turnul îndreptat spre AMX. Dar AMX-ul a murit. Dar a murit și Black Prince-ul. Victorie! 3 kill-uri, damage mult pe tir. 7! Da! În stânga, șenililor, la Black Prince se trage. M36 Jackson. Apropo, Jackson, nimeni nu știe cine l-a numit Jackson, dar... nume comun. Și continuăm... Și continuăm cu gameplay de la Alpha Operation în Yak Panzer Tier 6 într-o bătălie de foarte Tier 8. 5 Tier 8. Multe altele tier 7 și 3 tier 6 la inamici. Problema Yak Panzer este, bineînțeles, suferit de o penetrare de căcat. 132 de penetrare la tier 6 e oribil. Și probabil Alpha Operation începe băgabia și pula în matchmaker-ul ăsta. Dar prima țintă, AMX AC-45, încercăm să nimerim cu Pola, dar RNG-ul zice nu. RNG-ul zice nu. Și după aia ce nu una penetrare. Dar poate să fie destul de idios să-și lase lateralul? Lateralul! Nu, în sfârșit o penetrare în cupolă. Lateralul, așa. Dar prea în față să au căzut pe pantă. Dă-i în stânga, mai în stânga, așa, că nu are armură acolo. Măcar compensează prin rade de foc. Yak Panzer 4. Personal, când l-am jucat eu, nu mi s-a părut atât de oribilă lipsa de penetrare, dar e destul de enervantă. Un LTTB în oraș care nu știe să facă push și echipa inamică a dovedit că sunt niște retarzi. N-au trimis nimic în oraș, încearcă tot să penetreze pe stânga unde îi așteaptă un Ferdinand. O să reușească să penetreze pe acolo, pentru că S3-ul deja au trecut jos și n-au destule tankuri în spate, dar Ferdinandul ăla ar trebui să-i... ține pe loc destul de mult, atât timp când nu se implică Hamelul. Dar au oprit și... Care-i problema? Drept urmare, se întoarce înapoi. Cromelul fiind un Cromel idiot, fuge! Ca să dea nas în nas cu setea A1-ului și Ferdinandul care așteaptă în partea lor. În dreapta, echipa lor abia acum a realizat... stai! Degeaba împinge echipa lor în dreapta când steagul e în stânga, deci... Dacă vrei să te duci în masă, te duci în masă unde poți să faci ceva, unde nu depinzi de steagul, e în partea alaltă și orice încetinire o să ne oprească. Pare că Ferdinand și-a luat o tonă de damage, 109 mare damage. Continuă să tragă, continuă să reziste, dar problematic. Din fericire, este 2 ăla nu se uită la el, este 3 S-a grăbit și e de frumare ratat, dar... S-a grăbit și este 2 singurul care mai ține partea asta, un KV-25 și... Alpha Operation. Încearcă să pun într-o buție mai bună în care să dea în este 2 ăla. Dar, tot timpul nu se poate mișca, nu poate să vină să mă omoare, nu? De frumare. Da. Și bineînțeles, LTDB-ul inamic comentează pe prostia echipei lui. Are dreptate. S-au dus idioții aici și acum au prins de un
un Jagdpanzer și un de tir 6 și artilerie. Stă și segmenta. Iese 3 ăla. Oh, tir 6! De ce să iese o pe un tir 6 cu IS-8-ul meu, nu? Isidoriu din nou se grăbește. Cineva să dea în el? Cineva să tra... Oh, crap. Din fericire, este 3 ăla din nou să panichează. Oh, am ceva în stânga, n-o să ies-o. Cel mai idiot este 3 din joc. Unul dintre cei mai idioți. Zbischiak, e probabil polonez. Penetrare acolo, surprinzător. Dăm la cupole. Cum să mori un prost? Vem și celălalt este 3. Periculos. Și Alpha Operation trebuie să retragă. Dar în același timp, se grăbește și ratează, nu pune ținta bine. Din fericire, T-29-ul ăsta e un alt idiot. Un IS-3, în sfârșit o lovitură, un IS-3 care știe măcar să tragă. Și în continuare, uitați-vă la idioți ăștia, aveau IS-3, IS-2, dacă ăștia 2, doar ăștia 2, dacă ieșeau în forță, terminau tot ce aici. Dar n-au ieșit. Drept urmare, IS-3 a avut timp să întoarcă înapoi și de ce nu s-a întoarce? Steagul e asigurat, echipa inamică e distrusă și au rămas doar idioți ăștia de măcelit. În același timp, IS-3 și T-29, dacă ieșeau în forță, puteau să facă ceva, dar nu. T-29-ul ăsta au mers lateral ca să poată să dea și IS-3 în el. Și IS-3-ul ăsta, Jagdpanzer 4, trebuie să mă retrag înapoi. Deci, retardați, imbecili, inepți, habarniști. Trebuia să joace agresiv, au tancuri de tir 8, aveau. Păi ratează shot-ul. I-a dat Fox și-a luat... În situația asta m-aș fi băgat înapoi în față. Era prea riscant să dăm în spate, dar... Rezistență eroică. Rezistență eroică contra niște imbecili, ce-i drept, dar rezistență eroică. Da, asta te duci. Băi, n-am ce să fac. Dar nu contează dacă tu n-ai ce să faci. Faci ce poți. Și după aia, na, dai de imbecili care împar n-au să joace. Da, deci, de cârul meu, ce prost a jucat în amicii, ce bine a jucat Alpha Operation și KV-85-ul ăla și Bulldog-ul. Deci, ei, ăștia, tir 6, au ținut linia destul de mâini italiaților să salveze situația. Și în același timp, aliaților au fost atât de deștepți, măcar atât de deștepți, încât să zic că, băi, am bătut pe idioți ăștia din oraș, hai să nu facem cap. Hai să ne întoarcem să omorâm pe toți. Hai să nu futem meciul ăsta capturând steagul ăsta nepăzit, când putem să-i prindem pe idioții ăștia care sunt incapabili să penetreze și să-i omorâm și să facem damage. Așa se joacă. Îi omor pe toți dacă poți. Dacă poți, să-i omor pe toți, îi omor pe tot pentru că e mai mult damage. E mai mult XP, toată lumea ia mai mult XP, toată lumea ia mai mulți bani. Dacă faci cap la jumătatea meciului, ce rezolvi? În 5 minute, nu rezolvi nimic. Meci foarte bun. Contra unei echipe de idioți, dar meci foarte bun. Nu contează cât de prost în amici, contează cât de bine joci tu. Și continuăm. Type 58 al lui Claudiu Dragan. Versiunea mai de căcat. AT-3485, versiunea chinezească, ca după ce e. Nu știu la cine se uita, unde se uita Claudiu, dar el știe. Malinovka Encounters. Stai mai acolo. Toată lumea se duce de obicei pe sus, pentru că trebuie să dăși pe sus, din păcate. Sus, nu e o situație bună pentru un Type 58, pentru că n-ai depresie foarte bună. Un tir 7 și cei 4, cei 3, cele 3 tancuri de tir 7, cred că își mulțumesc Dumnezeilor. Panther și Jagdpanzer contra vehiculele care nu pot să facă bounce de tir 6. Dacă ar fi și competență, ar putea să facă măcel aici. Cuvântul cheie, dacă, competență. Ar fi. Se pare că n-am ieșit schimb habar, n-au să urce pe deal. A venit Panther, Jagdpanzer, VK-3001D. VK-3001D, care e prea prost să știe că poate să tragă în lateral din el. De urmare, își iau lovitură din lateral. O să urc pe coma dealului. Nu, n-o să dea ăștia în mine deloc. Și acum o să mor ca-n bou. Omorât de un leopard care trage cu mulții premiu. Trebuie să tragi cu mulții premiu ca să penetrezi un VK-3000 din față cu leopardul, cred. Poate îl confund. VK-36, lovitură lateral. Observați cât de bine stă după bolovanul ăsta, Claudiu. Nu vrea să-și ia damage. Și apoi focul termină.
Două tir, șase moarte. Mi-a rămas unul. Cred că confund eu 3001 D-ul cu cel de 7. Cred. Nu, dar 7 era a fost mereu pattern. Nu, e bine. E bine? Ia Panzer 4. Am văzut ce poate să facă mine cu Panzer 4. Mai ales contra un vehicul neblindat. Poate să-l tragă bine. Dar se pare că e prea orb să vadă... Să... Oh, Tog! Tog! Tog e periculos. Trage repede, deci nu poți să faci peek-a-boo cu el, dar... Din fericire pentru el, pentru Claudiu, Togo e preocupat cu alții. Stai, vezi că dă în tine. Togo eliminat. Hummel. Ce înseamnă steaua aia? Îmi spune cineva. În dreptul numărului la Togo. N-am mai jucat de jocul de mult timp și nu mai sunt la zi. Dar... Se pare că e inamicii, de fapt. Da, și-o pierdut. Cei două și tier 7 și-o pierdut prostesc acolo. Pantherul aliat e încă în viață, nu și-a luat damage deloc. Și acum ăștia trei o să fie surprinși de un... Oh, Type 58, care nu are de prezie! Ha! Aș fi dat un Cheeto în situația asta. Doar ca să termin cu el. Aici ar fi trebuit să retragă. Nu știu de ce stă aici, dar... Ori m-ați fixat. Am ceva în care să trag. Hai să continui să trag până mor. Sigur, pe hoiul ăla din amici de acolo nu o să vină jos după mine. Un jumbo? Jumbo? Da, e jumbo. Bounce pe jumbo lateral. 164 damage. Jumbo cu trollul. Da, asta nu ți-e trollul. Pentru că sugi pula dacă ratezi cu el și ratează. Dar... Ia. Claudiu se pare că n-a răzat că e jumbo acolo. Se pare că n-amicul... Jumbo cu trela mare. Frela bună, aia care e mai imprecisă, dar aia care îi dă armură ca lumea. Se pare că tot Jumbo ăla încetinește tot asaltul ăsta. Cu curul la cei de sus și încetinește asaltul. De asta nu-i trollul, pentru că când nimerești cu el, faci damage de căcat, dacă n-ai noroc. Dar se pare că l-a prins. Cumva a avut noroc la penetrare și l-a terminat. Ia Panzer Cromwell, știm că mai e ceva jos, probabil Hellcat-ul. Cromwell nu face bounce. Presiunea pe care a pus-o Claudiu pe stinga, în locul ăsta, o lăsat echipa lui să avanseze. Nu permis echipei să avanseze. Riscant să merge acum în atac, dar are destul suport. Meciul câștigat deja. Da, adică mai au destul de tank, n-au cum să piardă. Decât dacă dintr-un moment dat Hummel-ul ăla începe să nimerească tot. Ah, bounce, da, Hummel, se vede Hummel-ul. Se vede Hummel-ul. Hummel-ul e prost. Ah, asta se întâmplă când pui ținta automată pe el. Hai, exploziv! Da. Mai are puține muniție. Ce schimb deja damage de la celălalt Hummel. Splash damage! Compatriotul din spatele lui a murit, că stă bău, ca bău acolo. Și, da, dacă dintr-o dată artileria începe să nimerească, căcatul se întâmplă. Iar Panther a murit. Iar Panzerul ăla continuă să tragă. Periculos. Și Claudiu face o greșeală aici. Să dă în spate după recul ăstuia care deja e mort. Ca să se pregătească pentru un asalt pe Iar Panzerul ăla. Dar aici știm că e un Hummel. Și T-34 ăsta nu oferă la fel de multă protecție cât ofera Togu. Dar, da, sus, s-a dus. Claudiu vine la atac, 49 de damage, ramming speed, nu, bun, sosele au trecut pe lângă el în viață, iac panzerul mort, timpul s-a omorât în martirie, într-o dată din nou situația și-a revenit, agresivitatea sosului a mers, celălalt am văzut, dar sosul termină, aiming time-ul pe tankul ăsta e de căcat. Să Claudiu rămâne cu high explosive-ul încărcat. Am impresia că o să vină să-l fută ideea asta, dar vedem. E Hummel, e lateral, până și ăsta, dar da. Type-ul suferă de aiming time de căcat. Un match bun, un match agresiv. Un match care putea să fie pierdut acolo dacă SU-100 la nu mergea agresiv. Claudiu nu mai putea să iasă.
pentru că murea instant. Ba nu chiar, putea să deja o lovitură și după aia putea să-l facă pe Iac Pan să se întoarcă spre el, dar noroc cu suostele la care a venit David și o știu ce trebuie să facă. Hamănurile au putut la un moment dat, au avut șansa să rezolve situația, dar echipa e mică, echipa în care Claudiu este, are oameni care au murit trei fiecare, deci. Deci, bun! Și ultimul replay pe ziua de astăzi vine din partea lui Shift 209 din Zero. Zero! Connecting people. Nu știu. Vreau să găsesc ceva cu care să remediez, dar nu. Ultimul replay, dar nu vă alarmați. Să mai fie replay-uri. Pentru setul viitor, până ajungem la luptă, vreau replay-uri făcute cu... Tier 8 și mai mare, inclusiv 9 și 10, oricare din ele, dar să fiți pe locul numărul 1, după XP, primul după XP, pe lumea viitoare, bineînțeles, făcute după ăsta, cu XP, cu muniție premium puțină, după data asta, știți, bă, tot dacă nu. M6-le, mi-a plăcut M6-le, adică nu-i, mai ales acum, cu KV1 însu fiind futut, șansele, are șansa să strălucească. 160 penetrare, nu-i grozav, 240 damage, nu-i grozav, dar trage repede. Trage repede, are armură, mai important, are o turelă mică și are o depresie excelentă. Poți face hull down ca lumea cu ăsta. Și are ceva armură. Și nu e un tank greu, nu-i chiar are de 44, care ar trebui să domine bătălia tier 6. Are level 44, e cel mai bun tier de tier 6, în opinia mea, acum. Tank de tier 6. Tier de tier 6. Pentru că are tun care poate să penetreze tier 8. Și are cel mai, are tunul cu penetrarea cea mai mare și precizia cea mai bună, de cât ții minte. Dar, vedeți, M6 nu e rău. Tun rapid, mobilitate decentă, depresie bună și e timpul să omorâm un tier 7 venind din Gwekur. ISU-ul ăla, în schimb, e cam idiot și-a luat track acolo, e și prost și-a luat track, dar cred că o să-l termine, da. Shift o să-l termine pentru că trage repede. Cum am zis, mi-a plăcut M6, nu mă așteptam să-mi placă, dar mi-a plăcut. Tu nu face tank. În situația asta, tu nu-și depresia, dacă știi să joci cu M6, le poți joci foarte bine. Din păcate, centrul echipei lui a fost anihilat, drept urmare, Shift, cu ochii întotdeauna pe hartă, realizează situația, se întoarce. Putea să meargă pe jos ca să nu trebuiască să urce dealul ăsta, dar mentalitatea aia trebuie să mă duc pe drumul care e cel mai aproape de lângă ei. Drept urmare, a pierdut un pic de timp acolo, în același timp poate recuperează un pic de viteză dacă coboară jos. Personal m-aș fi dus în dreapta unde vine type-ul ăla și unde e M4-le, dar da, hai să salvăm artileria, că e AMX-ul 12T aici. Care dintr-un moment a rămas, a făcut ceva, a nu, s-a întors. Drept urmare, o, să stau să mă iau în gură cu el, Shift au crezut și el că o să stea să ia în gură cu el, dar, l-au gonit, KV1 acolo lateral, am impresia că dacă s-ar duce în dreapta ar putea să dragă în el, dup, o să încerc să urce în spatele lui, nu o să treacă, să pot. Interesant ce face AMX-ul 12T-ul ăsta, îți dea acord cu manevra asta, încearcă să îi facă spot în acest timp să nu fie expus, dar... M6-le are depresie. KV-ul ăla continuă să fie acolo o problemă. Lateralul la KV nu vrei să faci asta. KV-ul trage destul de repede. Și am AMX-ul 12T-ul după ce a fost atât de inteligent s-a necat. Ta-da! Anticlimatic. Schimb, se pare că echipa lui lui Shift cam pierde. KV-ul nu terminat. Avem un T-34 acolo. E o problemă foarte mare. Timpul să o rezolvăm. Stugul ar trebui să-l ajute, ea e mort. Cum am zis, tu nu faci M6-le. Partea la altă, un type a murit, S2-ul l-au terminat, mai vine un Vega 3001P. Da, da. S2-ul în schimb a murit, dar o rezista bine, lupta bine, inclusiv artilea aici. VKP-ul ăla trebuie, traic, o să-l ștergi un pic și o să moară, dar în același timp trebuie să-i faci asta. Am aici continuu să mai au trei artilerii și un KV-25, au destul de tir 6, unul din ele e aproape mort,
pentru mine o problemă foarte mare, dar Shift a rămas singurul tier 6 din echipa lui, cu un KV-1 care e ca bou în mijlocul drumului acolo jos, unde poate dea toate artilerele în el. Dar poate face Churchill-ul ăla și mai scapă de unul? Problema cea mai mare aici, bineînțeles, artilerele. Din păcate. Dar nu e o hartă prea bună pentru artilerii pe River, decât dacă s-au mișcat. Panzer 4S. Ușor, într-un fiș. Se pare că una din artilerii a fost văzut. Trebuie să tragem în el, trebuie să-l terminăm. Bun. Pare că artileria măcar are noroc. Panzer 4 mort. KV-25 contra KV-1. KV-1 e mort, n-are nicio șansă. Decât dacă KV-25-ul e un retardat. Dar, nope. Uf. Riscam cu artileria asta. Aș fi rămas aici. Personal, aș fi rămas aici. M-aș fi băgat în dufișul ăsta, lângă bolovan, unde artileria dovedit că nu poate să tragă. Și aș fi așteptat să vine KV-85-ul ăla, folosindu-mă de artilerie post de momeală. Se poate vedea steagul de aici. Deci nu e o poziție rea. În același timp, da, asta aș fi făcut eu, dar bineînțeles, am mai mult timp să mă gândesc în situația asta. Da, sper că Shift poate să aibă șansa să rămână aici, dar ca Churchill-ul ăla continuă să vină. Hamul a fost văzut, nu știu de ce a mers la atac. Depresia nu-i chiar atât de bună, dar e bună. Churchill-ul a terminat. Rămâi aici, stai aici, asta e cea mai bună poziție. Din păcate nu. Mega 3000-ul ăla probabil o coborâ jos sau s-a întors înapoi la bază, nu știu ce a făcut, dar au dispărut. Cu 44 de hit points, a dispărut undeva și o problemă. Este o problemă. Și se pare că va încerca să coboare jos, dar a fost potuit de Vega 3000P, care stă în defensivă și se expune prea mult, un pic prea mult. Nu sta pe loc, nu sta pe loc. Mișcă, artilerie, sunt 3. Seriously, dacă ești proști te arăți, era cu ochii pe tine. Unii oameni abar n-au să-și face. KV-85 și 3 artilerii contra M6 și un grill. M-aș fi întors înapoi sus. KV-85 trebuie să atace, ei au superioritate numerică. Ei trebuie să atace. Shift face match-ul. Poate să facă match-ul Shift. E riscant. Nu vrei să fii agresiv când amicii au mai superioritate în artilerie. Nu vrei, nu poți pe harta asta. Dar poziția nu era e păzită de artilerii, atât că nu-i vine un ancur. Și se pare că Shift a realizat problema și a realizat și soluția. Trebuie să aștepte că avea 85 să vină. În același timp, e posibil ca ăștia să fie niște lași și să nu mai vină la atac. Din păcate, artileria are bonus de camuflaj, deci dacă e una pe aici, ar putea să-l vadă fără să îi vadă el pe ei, dar răbdare, trebuie răbdare în jocul ăsta, din păcate. Hai să mergem să vedem unde e KV-25. Știm că e pe aici pe undeva, dar dacă nu... Cred că a fost aici pe undeva cândva, dar dacă nu e... Nu mai e văzut aici, nu l-am văzut pe apă, a făcut stânga probabil pe aici sus. Teoretic, dacă nu e un dior, un fricos care s-a retras, e și asta o posibilitate. Nu știu de ce ar face asta, dar poate. Eu personal aș fi mers la drop. Deci nu prea poți să câștigi. Ai 406 hit points, da? În 406 hit points nu poți să termini 3 artilerii care se apără. Nu poți. Pentru că artileria are bonus de camuflaj și să se vadă primul. Și tu nu o să-i vezi decât când trag după tine aproape. Decât dacă nu se uită la tine. Dar da, mă gândeam, eu o luată pe sus sau trecut pe jos acolo și mult înainte să treacă Shift pe aici. Deci, grill-ul cred că a dat lovitură sau KV-5 a ieșit pe steag. Am pus că grill-ul nu a tras și așteaptă un moment mai bun. Dar, ok, știam unde e KV-85-ul. Bineînțeles, imediat ce o să moară KV-85-ul ăla, artileriile lor o să stea pe loc. Decât dacă sunt două pe steag. Poți să fi venit la o artilerie pe steag. Ideea fiind că artileriile sunt de natura lor niște lași. Mari lași. Deci, dacă le moare singurul tank,
majoritatea să stea să aștepte să vii tu la atac. Și, cum am zis, nu poți face asta pentru că au prea mult damage și bonus de camuflaj. Dacă n-ar avea bonus de camuflaj, artilele ar fi balansate, să zicem, când ataci. Dar sunt niște vehicule defensive extraordinare și nu vrei să faci asta. Creelul ăla, în schimb, e prea defensiv. Că avea 25 core-ul la el. Poziția e bună. Creelul l-a terminat prin atac. E ok. E ok ce a făcut Creelul. Aș fi stat după muntele ăla, de fapt, dar n-aș fi expus acum. Dar, da. Acum trebuie să ataci contra artilerii pentru că știi că sunt prea idioți și fricoși să vină la atac. Sunt. Asta e adevărul. Niște lași care așteaptă să vii în turnurile lor și jocul îi favorizează în situația asta. Bineînțeles, așa a jucat și eu cu artilerie pentru că e alegerea bună, dar... Da, oh! Da. Pur și simplu a fost ghinion. Aș fi stat un pic în defensivă să vin acolo, dar da. A fost înconjurat de artilerie peste tot. Și cred că M44 pur și simplu o anihila l-a nimerit. Sau Gâbul Panther, dar da. Păcat, a fost un meci bun. Trebuia să stea în defensivă acolo un pic mai mult. Surprinzător, artilerul ăsta nu a fost laș. A văzut acolo. Grillo a venit aici. Gâbul Panther mergea la atac și celălalt Grillo era pe aici, pe undeva, sau pe aici. După cum era unghiul ăla. Dar, da, trebuia să aștepte mai mult acolo Shift ca să dispară după radar lor. Dacă nu-l vedeau că se mișcă pe drumul ăsta, grilul ăsta care l-a luat, nu grilul, M44, n-ar fi stat să uite acolo. Da, ratat. O ratat. O ratat și ei, dar S3. Știi unde este. Păcat. Păcat, s-a grăbit. Așteaptă să vină GV Panther-ul. Nu-i bineînțeles că GV Panther-ul are Bolt, în caz că nu știți asta. Au ratat și GV Panther-ul. Duelul artilerilor! Bineînțeles, bonusul de camuflaj la artilerii. Un grill e mort, dar mișcă-te de acolo ca un M44. Da? Ok, stai în tu fiș, nu mișca. Nu mișca! Ai mișcat! Ai mișcat! Cum ai putut să miști aia GV Panther acum? Sau? Ar trebui să fii încărcat până acum. Dă-i! Dă-i! S-au omorât unul pe altul. Distractiv. Momentul a fost acolo. După ce Shift a omorât KV-25-ul ăla, trebuia să retragă înapoi după dealul ăla în acoperire. Și să aștepte să dispară după camuflaj. Situația aia putea să schimbe meciul. Shift ar fi terminat grillul ăla, ar fi prins poate GV Panther-ul nepregătit, cel puțin M44 fără să se uite acolo și ar fi avut o șansă. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Era până același timp posibil ca tankurile să tragă în poziția unde era grill, să l aștept, grill, doamne ferește, unde era shift, să-l aștepte să vină acolo. Dar asta sunt, alegerile sunt făcute, dar a fost un meci bun pentru Shift, a fost un meci distractiv pentru el, bănuiesc, și a fost un meci distractiv de văzut. 5 kill-uri între Shift și grill-ul ăsta, deci. Cei doi eroi din echipa asta de idioți. Cu asta se termină replay-urile pe ziua de azi. Ne vedem luna viitoare, probabil. Oh, zi! Bună!